Pelerinii din mai multe părți ale țării au participat duminică 26 iunie 2022 la taina Sfântului Maslu, săvârșită la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Preoții din mai multe parohii ale Moldovei s-au rugat împreună cu Preasfinția sa pentru sănătatea sufletească și trupească, sub streașina străvechiului așezământ monastic din Dealul Mare. În locașul de închinăciune se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cunoscută pentru minunile pe care oamenii de aproape și de departe le mărturisesc. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul a remarcat în cuvântul ținut la finalul slujbei importanța tainei Sfântului Maslu în viața credincioșilor. Și într-adevăr Sfântul Maslu este o rugăciune pe care nu o facem când simțim casa, nu o facem când avem un examen, dar o facem ori de câte ori o suferință apasă pe trupul nostru sau al celor dragi. Și bine faceți că în rugăciunile dumneavoastră aduceți și pomenice pentru cei dragi pe care aveți bolnavi. Pentru că este o rugăciune care păzește pe om, care are putere de a întări viața și de a tămădui bolile. Dar mai mult decât atât, tot ceea ce stă mai mult sau mai puțin bolnavi. Împreună avem o întâlnire cu Dumnezeu, așa cum o avem în liturghie și în celelalte taine, dar îndeosebi în această taină, în care preotul și arhiereul se roagă pentru iertarea păcatelor în multe chipuri săvârșite, pentru că păcatul stabilește o legătură cu răul, o legătură pe care îl ține pe om, a vedea și a se întâlni drept cu Domnul. De aceea Sfântul Maslu este în primul rând taina care dezleagă ochii și inima noastră. Spre a trăi cu nădejde, spre a trăi cu curaj și de a putea da slavă lui Dumnezeu și în crizele pe care le avem de întâmpinat în viață. Nu este generație care să nu aibă o criză sau o încercare în viață. Nu ne-a promis Domnul creștin fiind că nu ne vom mai îmbolnăvi și că nu vom muri. Dar Domnul privește cu milă și cu putere de tămăduire. De aceea a tămăduit și a făcut minuni, a tămăduit în timpul vieții sale pământești atât de mulți credincioși. De aceea a înviat din morți mai presus de orice nădejde. Pe fica dregătorului Iair, pe fiul văduvei din Nain, pe Lazar cel mort din 4 zile, ca să ne dea să înțelegem că are putere pe de o parte să vindece slăbiciunile noastre, pe de altă parte că poartă Domnul împreună cu noi aceste suferințe. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu și ne punem nădejdea în El, chiar și în suferință, omul are o putere și un curaj și o mângâiere în sufletul său. Pentru aceasta ne rugăm în primul rând ca să nu slăbească credința noastră. Și odată tămăduiți, odată vindecați, să ne hărnicim în a ajuta și noi pe cel de lângă noi. Să nu rănim cu cuvântul, să nu rănim nici măcar cu privirea îndărărnică sau nepăsătoare sau vrăjmașă. Să ne deschidem inima spre iertare și spre înțelegere
pentru că Dumnezeu cunoaște gândul omului și cel ce se apleacă spre celălalt cu cinstire și cu dragoste, îl cunoaște pe Dumnezeu. Și vede în viața lui cum lucrează Dumnezeu. De aceea, în fiecare slujbă în care ne înfățișăm bunul lui Dumnezeu, să-i cerem să ne dea să întregim și în noi această cunoaștere. Vă mulțumesc că veniți cu credință, cu bună rânduială și cu dragoste Dumnezeu la această mănăstire, să vă dăruiască Dumnezeu iertarea păcatului și vindecare, să vă sporească credința, să vă dăruiască inimă bună și să vă dăruiască bisericii sale puternici și sănătoși și cu curaj în viața dumneavoastră. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit preasfinției sale pentru rugăciunile înaltate. În puține cuvinte pentru această mare binecuvântare, pentru Sfântul Mănăstirea noastră, Oportea Sfântului noastră Mănăstire, în ultimul rând pentru toți credincioșii, pelerinii care au poposit astă noapte venind de departe, pentru această mare binecuvântare, taina Sfântului Mar. Preasfinția voastră, vă mulțumesc din suflet că ați dat curs de fiecare dată, vă cer dragoste și bunătate în primul de Părinte și ne ajutați de mila lui Dumnezeu, avem mare nevoie de aceste rugăciuni de Sfântul Maslu cu toții și noi slujitorii sunt realitate și credincioșii. Vă mulțumim pentru binecuvântările arhierești, pentru cuvântul de învățătură rostit nouă tuturor, pentru toată dragostea care aveți față de Biserica noastră Ortodoxă, pentru toți credincioșii, credincioșii așteaptă de mult timp acest Sfânt Maslu. Pelerinii au fost miruiți de către slujitorii Sfântului Altar și au plecat la casele lor cu bucurie în suflet pentru că au fost părtași la acest moment duhovnicesc.